Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip. În videoclipul de astăzi mă aflu la livada de pomi fructiferi, livada de pomi fructiferi în care am tuns iarba din ea cu ajutorul tractorașului de la OMAC, modelul TG16000, videoclip pe care l-ați văzut și dumneavoastră. Dacă nu l-ați văzut, puteți să-l căutați pe YouTube sau pe canalul meu de YouTube, Pungvasi. Astăzi cosesc resturile rămase, resturi ce nu le-am putut cosi cu tractorașul pentru că erau destul de dificile și trebuia să fac foarte multe manevre. Sunt cu motocoasa mea de la Ruris, modelul RR270 de 1,5 cai putere, o motocoasă ușoară, practică, ce mă ajută foarte mult să tai iarba între pomii fructiferi pentru a fi cât mai curat. Astăzi la această motocoasă am atașat discul cu 3 cuțite, un disc rezistent ce taie foarte bine. Iarba, după cum puteți observa și dumneavoastră, este înaltă. Însă motivul pentru care am ales acest cuțit este pentru că în trecut pe această parcelă unde am livadă au fost foarte mulți copăcei sălbatici și încă mai sunt resturi ale acestora și cu tamburul cu fir automat nu reușeam să fac această lucrare. Tocmai din acest motiv am atașat discul pentru a fi cât mai eficientă motocoasa.
Yeah.